Fabula zilei. Rățoiul încrezut. Rățoi era un încrezut care se considera mai presus de oricine. Mereu era îmbrăcat impecabil. Rățoi, vină cu noi să ne jucăm la iaz, spuse într-o zi Gâsca foarte agitată. La iaz? Nu, eu sunt un rățoi elegant, spuse rățoi cu același ton înfumurat ca de obicei. Prietenii se deciseră să-i joace o farsă. Într-o zi, când se aflau pe malul unui râu, una dintre rațe țipă: Ajutor! Foc! Este foc în pădure! Fără să se gândească de două ori, rățoi sări în apă. În cădere se lovi la cioc, care îi rămase puțin într-o parte. Când ieși, părea un pinguin murdar, iar prietenii făcură haz de el. Cât mai suferi rățoi? Din fericire, însă, își învăță lecția, iar de atunci fu cel mai simpatic și mai modest rățoi din grup. Concluzie. Îngânfatul trebuie să primească o lecție de umilință. Sfârșit! Dacă ești prima oară aici, aș fi încântată la fel ca și tine de altfel dacă te-ai abona la canalul meu. În fiecare săptămână postez videouri noi care cu siguranță îți vor lărgi orizontul de cunoaștere în acest domeniu interesant. Pa!